această fuziune doctrinară are funcția strategică de a asigura posibilitatea formării unui partid care să reunească toate forțele drepte. Acesta a fost motivul pentru care în 2007 au fuzionat PET și PLD. Dorința noastră a fost mai întinsă în acel moment. Am fi dorit ca toți liberalii să participe la acest proces de fuziune. Din păcate, unii dintre ei au preferat să meargă către stânga, să se alieze mai deschis sau mai ocult cu Partidul Social Democrat și de atunci au rămas acolo. De altfel, și în Europa este o problemă asemănătoare cu liberali. Există liberali de centru-dreapta, liberali clasici, și ei sunt, în general, adunați în partidele populare, în partidele creștin-democrate, în partidele conservatoare din Europa, și sunt liberali de centru-stânga sau chiar de stânga, iar ei sunt, într-un fel sau altul, atașați de partidele socialiste din Europa. Până la urmă, este o opțiune a partidului acela liberal, dacă dorește să rămână în poziția în care se află astăzi, și anume una de centru-stânga, aproape de PSD, sau dacă în viitor va dori să schimbe această orientare, să se reîntoarcă la poziția inițială pe care a avut-o pe scena politică, una de centru-dreapta, să fie alături de noi și împreună să putem spune că dreapta din România este cu adevărat unică. Dar deocamdată ceea ce este de dreapta, în sensul pe care le-am mai devreme, liberal clasic, conservatori și creștini democrați, mai toți s-au reunit în Partidul Democrat Liberal. Ușa rămâne deschisă pentru ceilalți liberali, în două feluri. Fie pentru că se vor recunoaște ca identitate doctrinară în PDL și coordinatorul de noi, în mod individual. Asta se întâmplă deja și, cum bine știți, în toată țara sunt foarte mulți liberali care, în ultimii de luni, au venit în Partidul Democrat Liberal. Mă refer nu numai la membri simpli, dar și la parlamentari, la primari, la oameni politici importanți care în comunitățile locale au reprezentat până acum PNL, dar care, în ultimele luni, au acceptat și au înțeles că partidul de dreapta din România, adevărat, este Partidul Democrat Liberal și au venit alături de noi.